Vă salut, prieteni ai canalului nostru de YouTube și ai întregului internet. Sunt Cătălin Cornea și astăzi vreau să vorbesc cu voi ceva foarte interesant. Am făcut o evaluare. Trebuie să o controlezi. Mergi cu pas încoace. Bun, și adu-o înapoi. Da? Adu-o înapoi. Bun, întoarce-te. Atât, rămâi pe loc. Spune-i să facă șez și încearcă să te duci la lungime de lăs să-n așteaptă. Și pleacă la lungime de lăs să-n așteaptă. La lungime încoace. Așteaptă. Bun, hai spune-i să rămână. Așteaptă. Da? Încearcă să-ți muți poziția acolo. Mai spune o dată, șez. Așa. Bun, foarte bine. Excelent. Mai spune o dată. Așteaptă. Ia. Așa. Oameni buni, am făcut o evaluare a unui câine care a participat la 25 de ședințe cumulat. Aceste ședințe au fost făcute de un dresor care spune că el face pozitiv training și a încercat cu tot ce a putut să determine proprietarii acestui câine să folosească niște instrumente, așa zis, humane, cum se spune în termenii acestor dresori, care de altfel consideră, îmi pare rău să o spun, dar consideră că au piatra filozofală în ceea ce înseamnă dresajul canin și consideră că sunt dintr-o ligă superioară atunci când vorbesc de dresajul canin și se, scuzați-mi expresia mai plastică, se murdăresc la gură de dresaj pozitiv. Ok? De cuvântul pozitiv. Tot ce fac ceilalți care nu folosesc un dresaj pur pozitiv, sunt niște nemernici, sunt niște criminali, sunt niște oameni care trebuie închiși, trebuie uciși, trebuie spânzurați, trebuie omorâți, nu știu, trebuie să se întâmple ceva cu ei. În primul rând că este o surpriză pentru mine să văd niște oameni care iubesc atât de mult câini și le vor atât de mult binele, să fie atât de turbați în ceea ce înseamnă discuțiile despre dresaj, flexibilitatea în ceea ce privește dresajul și metodele de dresaj și, de ce nu, dragostea pentru oameni, pentru oamenii care au câini și care vor tot ce este mai bine în dresajul canin al patrupedelor, în dresajul de companie pe care fiecare dintre cei care dețin un câine și îl doresc. Ceea ce vreau să vă spun este că dresajul canin este foarte amplu. Dresajul canin împărțit în specialități. Dresajul canin cuprinde o multitudine de tehnici care implică și pozitiv, și anume recompensă, încurajare prin recompensare, și negativ. Ce-ar fi pentru câinele nostru să lucreze pentru pozitiv dacă el nu cunoaște zona de negativ? Spune-i pas. Pas. Spune-i culcat. Culcat. Thank you.
strâng în față. Pas. De ce să ne ferim de cuvinte când aceste cuvinte reflectă echilibrul pe care trebuie să-l avem în abordarea câinilor și în educația lor, de ce nu chiar și în dresajul de nivel avansat? Nu există specialist pe planetă, ci specialiști de top, nu vorbesc de orice fiteșcine, care să nu recunoască că dresajul echilibrat implică și partea pozitivă de încurajare, de recompensare, de condiționare operantă tip clicker și negativul. Semnalul acela prin care descurajezi un anumit comportament al câinelui și după aceea intrând într-un comportament alternativ pe care în prealabil l-ai învățat, poți să încurajezi câinele cu recompensare și atunci el să rămână în zona aceea de comportament adecvat pe care ți-l oferă pentru a te determina să îl recompensezi. Da? Încă o dată. Și apoi liber. Liber, da? Hai. Liber. Uno, liber. Orice câine și orice dresaj al unui câine implică recompensare. Așa că trebuie să înțelegem că dresajul pozitiv, pur pozitiv, este o utopie. Dacă ați observat pe internet, dresajul acesta este făcut numai în sufragerie, numai în ciorape, așa cum spunea un bun prieten de-al meu, în vârful canapelei și acolo ni se explică cum se dresează câinele humane, fără alte instrumente, să zic așa. Însă, ce să faci? Dresajul nu se face numai în sufragerie, dresajul se face de altfel în mediul real. Câinele iese din curte, câinele iese din casă, câinele merge în lesă pe stradă și întâlnește oameni, întâlnește câini, aude sunete, vede obiecte care îi se pot părea ciudate și atunci dresajul, așa cum îl numesc acum dresaj, sunt tot felul de abordări care țin și de desensibilizare. Mergeți acolo sus pe canal și o să vedeți despre ce este vorba cu desensibilizarea și cu cățeluși mici și cu căței mai mari și dulăi foarte plini de drive și o să înțelegeți cât de important este desensibilizarea. Desensibilizarea nu se face prin forță, desensibilizarea nu se face prin surghiunirea câinelui, desensibilizarea la diversi stimuli din mediu pentru a-l ajuta, de altfel care este scopul? Să-l ajuți să se adapteze. Pentru a-l ajuta să se adapteze mediului, este natura lui să facă asta, dar este important să îi facilităm înțelegerea acestui mediu pe care noi îl cunoaștem mai bine și să se integreze cât mai rapid și cu setările corecte pentru a putea fi bine integrat în comunitatea în care trăiește alături de familia lui. Însă asta implică pozitiv. Dacă vă duceți acolo sus pe canal și vedeți clipuri, o să vedeți cum prin asocieri pozitive poți crea câinelui niște impresii foarte plăcute despre mediul acesta real. Problema este că acești dresori pozitivi încearcă să manipuleze oameni buni, încearcă să manipuleze proprietarii de câini care nu știu nimic despre asta. Și încearcă să manipuleze din timp, creând așa o aură că toți ceilalți care folosesc alte instrumente decât folosesc ei sunt niște diavoli încornorați și ei sunt Dumnezeu din cer, așa cu aură deasupra capului. Problema este că veți vedea în imagini dresajul pozitiv sau pur pozitiv care s-a încercat cu instrumente humane nu este absolut deloc pozitiv. Să tragi de câine în diverse feluri și să gâtui câinele, să-l strângi de bot și să-l chinui efectiv
să-i produci iritare, să-i produci nervozitate, nu are nimic pozitiv în el. Now I've got control of his head. He can't pull me. I mean, but he just hates it. Look at him. Yeah, but you have to give a dog time to become accustomed to it. Lunging, walking the other direction. Go back. Walking in the other direction. He's lunging. Go back. Noi, dacă am evoluat și încercăm cu conștiința noastră să facem lucrurile cât mai frumos, așa, dacă se poate, prin telepatie, cu câinii noștri și în educația lor, câinii nu au evoluat, ei sunt aceiași de când lumea și pământul. Ei comunică fizic, comunică tactil. Așa că, vrând nevrând, nevoia acestor dresori pozitivi a fost tot să-i prindă, să-i tragă, să-i rețină, să-i înghesuie, să-i busculeze, ceva fizic să-i facă să se oprească din comportamentul lor reactiv. Dacă vii cu asemenea abordare și vorbești despre dresajul pur pozitiv, înseamnă că ești un diletant. Și dacă ești un diletant, ar trebui să te duci să mai studiezi, acum vorbesc cu colegii mei dresori care se murdăresc la gură de positive training, ar trebui să te duci să mai studiezi și să înveți despre această specie, despre acești câini, despre tipul lor de comunicare și de ce nu funcționează numai așa zisul pozitiv în educația lor. Totodată, dacă tu spui că ești pozitiv și bruschezi câinele sau înveți proprietarii câinilor să îi bruscheze, înseamnă că te-ai apucat degeaba de meseria asta. Și acum, revenind, oameni buni, la prietenii mei de pe canal, acum revenind, vreau să vă spun că internetul este mare. Internetul are multe zone în care se discută despre orice, despre grădinărit, despre mecanică, despre cum închizi poarta, despre cum o deschizi, despre cum pui jaluzele la geam sau cum pui un gard. Așa se discută și despre dresaj. Pe internet veți întâlni o puzderie de specialiști în dresaj, care mai de care mai pregătiți și care mai de care, care să încerce să epateze, povestindu-vă vouă, iubitorii acestui domeniu sau proprietari de câini care caută răspunsurile în probleme pe care au cu proprii câini acolo pe internet. Și aceștia vă vor spune niște poezii foarte frumoase. Aceste poezii pe care ei le spun, aceste poezii, voi le veți îngurgita, le veți asimila și astfel veți fi manipulați. Sfatul meu, dacă vreți să-l luați în considerare, este să rămâneți echilibrați, să nu vă aplecați într-o parte sau în alta și să nu deveniți radicaliști. Căutați calea de mijloc, așa cum spunea un prieten de-al meu, deja un proprietar de labrador pui. O să vă duceți acolo pe net și o să vedeți, am fost cu el chiar la Răzvan și Dani la Neața și am făcut o demonstrație apropo de dresajul pozitiv cu clickerul. Care este un minimum de lucru pe care trebuie să le facă un cățel astfel încât să nu fie dresaj de circ, dar nici să nu ajungeți la tensiuni? Cătălin Cornea e aici cu un puiuț de labrador ca să facem lumină în cazul ăsta. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine ai venit pe la noi! Evident, cățelul labrador este cel mai recunoscut, reconoșibil cățel în toate filmele, reclamele. Când vezi pe cineva că vrea să lucreze la un proiect nou și o reclamă, zice: vreau și eu un câine din ăla care arată ca un câine. Labrador! Bun! După cum observi, ei arată când sunt mici cum arată când sunt mari. Deci e un fel de miniatură acum. Cum îl cheamă? Porto îl cheamă. Cât are? Are 4 luni de zile și e pentru prima oară în viața lui într-o situație ca aceasta, dar
m-am gândit să vorbim un pic despre predresaj, despre puiut și despre cum abordezi un pui, pentru că trebuie să începem educația de timpuriu cu ei. Dar mai am aici... Ia uite-l! N-am cum. Deci când aude acest sunet, el știe că trebuie să vină mâncare. Ah, ok. Acest sunet al unui clicker, așa se numește, marchează un comportament. Uite, de exemplu... Eu am crezut că ideea de ții sângele pentru testul rapid. Da, da. Dar nu, arată la fel și mecanismul e aproape la fel. Ia să vedem, fii atent. Bun. A, lasă, ia vine un caci. Ia, vine un caci. Uite, de exemplu, el este aici. Îi spun așa, la picior și dau click. Vezi? Și am marcat această mișcare. Pot să-i mai spun o dată. La picior, bravo, pas. Bravo, pas. 4 luni. Aici, la picior. Bravo, ce deștept. Bravo, 4 luni. Deci a început de mic. Ia, hai sus aici. Bravo, stai. Am văzut că-l țin în lesă, vreau să știu cum pot să obișnui. Portom, șez. Așteaptă. Facem un trick. Ok. Pisică. Avion. Dani Oțil. Neața. Mănâncă. Tan-tan! Nu mai fac încă o dată. Am învățat românește, câinele. Încercați să păstrați calea de mijloc, așa cum spunea acest proprietar de cățel, Cătălin îl cheamă, și să înțelegeți că dresajul înseamnă echilibru. Câinii au instincte. Câinii răspund cu exacerbare instinctului de vânătoare, instinctului sexual, instinctului de hrană. Dar ce uită câinii să mai facă atunci când sunt doar ținuți de lesă și necontrolați? Uită să mai răspundă instinctului de conservare. Și asta le produce un handicap în ceea ce înseamnă adaptarea la mediul real. Tocmai de aceea dresorii pozitivi vor sta acolo în sufragerie și vă vor explica cum stă treaba cu dresajul și de ce e bine și frumos să fie pozitiv și pe stradă nu știu ce să facă sau nu știu cum să vă instruiască pe voi ca să vă controlați cu adevărat câinii. Ce trebuie să facem pe stradă atunci când ne educăm câinele? Trebuie să avem în vedere că ei sunt reactivi în funcție de rasă și de genele pe care le posedă la stimul care activează toate aceste trei instincte de care vorbeam și noi trebuie să îmbinăm o serie de tehnici ca să putem să ținem câinele echilibrat și cât se poate de pasiv și cu o stare bună în care poate comunica cu noi în prezența acestor stimuli exteriori. Aici trebuie să familiarizăm câinele și cu instinctul de conservare, desigur. Oricine, orice om, chiar și voi de acolo din fotoliu, ați răzbit în viață prin faptul că ați fost educați să țineți cont și de ceea ce vă dictează instinctul de conservare. Așa este și cu câinii noștri și atunci trebuie să adaptăm tehnicile, să folosim stimulări care îi sensibilizează și care au legătură strictă, desigur, cu anumite momente. Ce instinct înăbușe instinctul de vânătoare, de exemplu, instinctul de pradă, acel pitbull care sapă în pământ văzând un câine în față și vrea să ducă să-l vâneze. Sau acel cocker, sau acel border collie, sau acel labrador care vede un porumbel și trage disperat cu urechile ciulite să fugă după acea pasăre. Instinctul de vânătoare. Instinctul de vânătoare în natură nu poate fi înăbușit decât prin intermediul activării instinctului de conservare. Asta este legea naturii, nu o putem schimba cu toată bunăvoința adresorilor pozitivi care vă vor spune că noi chinuim câinii. Noi ceilalți care suntem un pic mai echilibrați și am înțeles un pic din natura acestei specii din care câinii noștri fac parte. Acest trainer care propovăduiește dresajul pozitiv exclude din start niște șanse pe care oamenii respectivi le-ar fi avut ca să aibă un câine mult mai echilibrat, de a cărui companie să se bucure mult mai mult și să
îi oferă acestui câine o libertate, o bucurie a vieții pe care, din păcate, în acest moment, acest cățeluș nu o are.